aflată sub egiza zilelor academice cristiene și educație spirituală și desfășurată în contextul proiectului nostru al filialei Academiei Române Timișoara, teme academice contemporane. Astăzi avem o temă inedită și anume o strictă lansare de carte. Cărțile despre care o să facem vorbire astăzi, să le vedeți în această panoplie, în față, este vorba de o carte care a apărut la finalul anului trecut, David Zidaru, scrie volumul 1, 1924-1946, apoi de Diana Codinam Vidal, fire de întâlnire sau treatura obiceiului de voluntare în Vara Părbăjului, și o carte extraordinară, excepțională, formată de domnul Adrian Cunu Ordinan, Al Măjor Scrier de Azi și de Mâine. Poate vă întrebați și mă întrebați de ce putem toate aceste trei cărți deodată, împreună, având în vedere că tematica lor este diferită. Din două puncte de vedere. În primul rând, temele respective de cercetare reprezintă sau a reprezentat la vremea respectivă obiectul colegiilor noștri din Academie, fac referire la colegii de la Centrul de Dezvoltare Rurală și de la Institutul de Studii Banatice Titul Maiorescu, ambele entități făcând parte din filiala Academiei Române Timișoara și ele reprezintă acum rolul și colegilor noștri. Este primul motiv. Iar al doilea motiv ține de faptul că toate cele trei lucrări, toate cele trei volume, interferează într-un fel sau altul în același spațiu geografic și cultural din Banatul de Munte, și anume depresiunea Almăș, numită de unii țara Almășului, de poeți țara Miracului, iar de alții țara Comorilor Îngropate. N-aș vrea să mă întind foarte mult, întrucât pentru o economie de piață timpul costă bani și economiștii din sală cu siguranță fac asta pentru minutele irosite. Vreau să intrăm direct în dezbatere noastre, dar îngăduiți-mă, rog, să fac o mică paranteză, totuși. Astăzi, 11 mai 2017, un distins profesor universitar, reputat cercetător științific, poet, prozator, critic și istoric literar, împlinește o frumoasă vârstă, undeva la 40 și ceva de ani. Este vorba de distinsul profesor Crișu Dascălu. Manuscriselor și a documentelor încă existente, primarii și biblioteci,
reeditarea unor lucrări care din doar din motive rămân necunoscute și, evident, publicarea unor autori bărățeni contemporani. Dacă această colecție n-ar fi existat, cu siguranță că și nici această carte n-ar fi existat, nici a care urmează în prezentă n-ar fi existat. Despre David Vidaliu, sincer să fiu, nu, până acum 10 ani nu am cunoscut mare lucru. Întâmplarea a făcut că în urmă cu 10 ani am studiat în direct de revista, prima revistă literară din Banat, chiar așa s-a numit Banatul, apărut la Timișoara în anul 1926, între anul 1926-1930, și l-am întâlnit și l-am întâlnit pe David Vidaliu cu 11 poezii în acea colecție și, evident, l-am reținut pentru monografia care am scris-o pe această revistă. David Vidaliu a fost recuperat prin această carte și prin cele care vor urma. Aminte a fi rămas necunoscut. David Vidaliu a fost un pictor de școli și, în același timp, un pictor de poezie nouă. Și cred că cel mai bine conturează profesorul Cristu Dascăl la această prefață și îmi dădui și-am să citesc doar două, trei rânduri. Spune așa domnul profesor. Pentru fraza care urmează, îmi asum, cum se zice, întreaga responsabilitate. Anișoara Odeanu, în proză, și David Vidaliu în poezie, sunt cele mai valoroase produse ale unei epoci care începe în 1919 și se prelungește până spre începutul anilor 60 în Banat. Acesta este David Vidaliu, care, din păcate, nu este astăzi alături de noi, undeva plecat. Și de unde poate ne privește cu drag acum și poate scrie în continuare sau poate nu să scrie în continuare pe alte. Dar despre această carte, despre David Vidaliu și această carte, vor vorbi în continuare doamna profesoară Bogdan Dascălu, doamna și fica cel dispărut, doamna Diana Cătuman Vidaliu. Doamna profesoară, Bogdan Dascălu, iertați-mă, Bogdan Dascălu, domnul președinte, dragă sfinție dumneavoastră, domnilor directori, domnilor și domnilor. Despre David Vidaliu, trebuie să recunosc că am aflat și eu destul de târziu. Clipa în care m-am ocupat împreună cu doamna profesoară Dascălu, de editarea acestui volum. Volumul cuprinde, pe de-o parte, scrierile de tinerețe ale acestuia, în special poemul, primul poem de mare anvergură, Fiul lui Lucifer, precum și următorul volum, singurul, de fapt, al doilea, publicat în timpul vieții, Mirajul 1977. Voi reveni asupra lor. Cum spuneam, despre David Vidaliu nu știam foarte multe, și am avut plăcerea să-l cunosc într-o dublă ipostază. Cea de om, de om și prin om spun constructor, o să vedem imediat de ce, și cea de poet. Poate că în acest volum, partea poetică primează, astfel încât voi începe cu partea care face să fie omul David Vidaliu. Se naște în 1905 la Bozovici, în țara Armajului, într-o familie de țărani, care se spunea în sat Mărăscu, o familie de eroi, declarați ca atare de autoritățile imperiale de la Viena. De altfel, și în sală sunt destule emergeni care pot continua acest lucru, întreaga zonă Armajului era o zonă în care eroii se găseau mai la tot pasul, să zicem așa, motiv pentru care, un lucru foarte interesant, Maria Tereza vine până acolo să le mulțumească și nu are cum, ci că l-are, pentru că nu avea un alt drum de acces decât drumul, vechiul drum roman, despre care domnul academician va vorbi până mai târziu. Tatăl lui Iacu Vidaliu, după cum spuneam, se naște într-o familie de eroi, a
fost numai puțin decât cătană imperială la Viena, făcând parte din corpul de gardă al Palatului Schönbrunn. De asemenea, a participat și la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, ca delegat al țăranilor. Tatăl, Ian Vidaiu. Dan Vidaiu, fiul cătanei imperiale, pornește în 1910, la numai 5 ani, la școală. Și nu pentru că părinții l-au îndemnat să o facă, ci din proprie inițiativă, însoțindu-și fratele mai mare, cu aproape 3 ani. Voi cita din memoriile doamnei profesoară Vidaiu, Otiman, și anume, învățătorul îi spune tatălui său, Iancule, tatăl, pe cel mare ți-l păstrezi la pământuri, dar pe cel mic să mi-l trimiți zi de zi la școală, că e o minune de la Dumnezeu. Tatăl Iancul Vidaiu, cătana imperială, ascultă sfatul învățătorului și face, procedează în consecință. Astfel că tânărul David Vidaiu pleacă la liceul Traian Dolă din Crăna Sebeș, unde, participând pe la toate concursurile destinate de la liberare, ia mereu locul întâi, înființează și editează ziarul elevilor. De aici vom putea observa o constantă pe toată perioada vieții sale, partea de constructor, de creator, constructor în viață. După ce termină liceul la Crăna Sebeș, și ia bacalaureatul la liceul Loga și urmează studiile Facultății de Filozofie și Liter și Filozofie la București, secția Limbi Clasice, rămân rabină. Urmărind activitățile de constructor, observăm că aici înființează Asociația Studenților Bănățeni, alături de alți prieteni studenți, și la numai 20 de ani, în 1925, publică la insistențele lui Alexandru Bătescu Bănești poemul Fiul lui Lucifer. Este, după cum spuneam, primul poem de mare dimensiune în literatura noastră, care ia mitul prometeic într-o altă cheie, având însă puternice influențe și plagiene și emiciene. În cazul acestui poem, protagonistul, Lucifer, purtătorul de lumină, se revoltă împotriva ordinii divine, care învăluie lumea în mister, exact ca la Blaga, și se revoltă pe motiv că omul nu poate înțelege creația divină. Astfel, el își asumă rolul de aducător de lumină, de făcător de lumină în mister. Ceea ce nu ce cu gândul evident la Evanghelia după Ioan, unde spune, nu? La început era Cuvântul și Cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut prin ce s-a făcut. Pentru El era viață și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. E bine, acesta este și rolul pe care și-l asumă în acest poem Lucifer. Conștient însă că revolta lui fiind una permanentă, nu rezolvă mare lucru, transferă revolta asupra fiului său, născut cu o pământeană, fiul devenind astfel simbolul poetului, al cărui creație face concurență creației divine. Acest poem îl publică la numai 20 de ani, fiind o realitate în acea perioadă, 1925. În timpul studiilor, în această perioadă 24-27, el o cunoaște pe viitoarea lui soție, Rea Caria Silvia. La examenul de capacitate este, după cum ne și așteptam, primul prețar, evident, lucru pe care îl confirmă presa vremii. După care urmează câțiva ani de căutare și anume a unei soluții pentru a fi împreună cu logodnica lui. Astfel încât rămâne mai întâi cercetător la Biblioteca Academiei Române din București, la solicitarea lui Ion Pianu, după care se mută un an de zile la liceul din Giurgiu, liceul comercial de băieți din Giurgiu, tocmai pentru a fi alături de soția, viitoarei soție, cu care se și căsătorește în acel an, în 1928. 1928 fiind anul în care la București se înființează grupare intelectuală de către tinerii furioși de atunci, printre care îi cunoaștem. Eliade Vătănescu Comanescu se numără și el, David Vidaiu.
Un an mai târziu termină seminarul pedagogic de la Universitatea din București, după care, în așteptarea primului copil, se detașează la Bozovici. Dacă până acum am vorbit despre cele două mari constante din viața lui, și anume despre Bozovici, locul la care va reveni mereu, precum și Bucureștiul, locul în care s-a format, acum vom ajunge la cea de-a treia constantă și poate locul în care și-a îndeplinit misiunea vieții, și anume aceea de care vă spuneam, cea de constructor, și anume Grecia. Cum ajunge acolo? Din întâmplare. Vrea că după doi la București să o însoțească pe soția lui, care tocmai urma să-și dea examenul de capacitate, unde află despre un concurs de profesori la școlile românești din Macedonia grecească. Se înscriu ambii și, cum era de așteptat, ambii iau concursul, astfel încât în 1931 urmează prima detașare în Grecia, unde va rămâne aproape 20 de ani. În 1931 este detașat ca profesor la liceul, la gimnaziul din Grebena, Macedonia grecească. Urmează în liceul român din Ianina, tot acolo. În 1934 devine director liceului din Ianina. În 1940 devine inspector general al școlilor românești și al bisericii ortodoxe din Macedonia românească, precum și director al liceului din Salonic. Foarte important în acest context este și faptul că a primit o decorație pentru meritele sale, din Cavaler, de la regele Carol al II-lea. Lucrurile nu stau însă tocmai bine, pentru că la 25 august 1944 îi se semnează condamnarea la moarte de către autoritățile germane care ocupau partea de nord a Greciei pentru un altă trădare. Statutul lui, fiind diplomat la vremea respectivă, aia învățându-se împotriva foștilor aliați, îl găsesc drept țapul sfârșitor. El este salvat în ultima clipă de către partizanii greci. În 1946 înaintează un memoriu Ministerului Culturii și Cultelor din România, un act istoric, putem numi, fără precedent, de un patriotism ieșit din comun, ce anume, el predează și militează pentru salvarea românismului în Elada. Întors în țară, pe căsele de peripeții, reușește să se întoarcă, în sfârșit, pentru că familia era în țară și, după cum am observat, familia era pe primul loc. El refuză, evident, alte funcții diplomatice și orice colaborare cu guvernul. Se retrage la Bozovici, unde spuneam că este o constantă a vieții sale, unde își pregătise locul pentru bătrânețe. Însă, în 1952, exact de ajunul Crăciunului, este ridicat de acasă și eliberat câteva luni mai târziu, cu ajutorul unor intervenții de prieteni ai săi, pe care se numără Adrian Maniu și Ce Călinescu. După cum spuneam, viața lui David Vigariu prezintă trei constante, și anume țara Almăzului, respectiv Bozoviciul, Bucureștiul și Grecia. Aceasta este partea, dacă ne referim la omul binariu, cea pe care a construit și a lăsat ceva în urmă. Dacă ne referim la cea de poet, care a lăsat și aici ceva în urmă, în timpul vieții, după cum spuneam, apar două cărți de poezie, Petre Patriciul Lucifer 25 și volumul Miraje în 1977. Binariu apare pe scena poeziei românești în clipa în care sămănătorismul și popularismul își disputau întâietatea față de modernism și simbolism. Poezia lui față de alți scriitori din Banata, care ar fi să-l comparăm cu aceștia, prezintă tăsături europene și este foarte important să menționăm că este primul autor constant de sonete. În volumul de față avem, pe de o parte, poeziile antume, pe de altă parte, numeroase poezii postume, pe care din vari motive nu le-a publicat. Astfel, în acest volum putem vorbi, regăsim, pe de o parte, opera scrisă și putem bănui opera nescrisă omul. Dați-mi voi în încheiere să vă citesc scrisoarea de bună mas, pe care în clipa condamnării sale aștepta să fie ridicat, știa că este condamnat la moarte în Grecia, o scrie familiei.
Salonic, 9 septembrie 1944. Dragă Silvia, soarta a vrut să nu fim împreună în cele mai grele vremuri prin care am fost dat să trecem. Nu mă gândesc la situația mea, nici la dor ce mă chinuiește după tine și după copii deopotrivă. Mie gândul la voi, de liniștea și suferințele pe care le-ați încercat, ori le mai îndurați încă, acestea mă preocupă și mă macină. Împrejurări potrivnice și sarcina de a lămuri încurcăturile create de alții nu mi-au îngăduit să vin la voi atunci când se mai putea veni. Dar la ce bun toată această fermentare când nu se mai pot îndrepta lucrurile? Ăsta este începutul scrisorii în 9 septembrie 44, continuă în 13 septembrie. Silvia dragă, eu la 4:30 dimineața, azi după prânz este probabil să plec la Atena, pentru că s-a potrivit, pentru că s-a zvonit, cum s-a dat foarte mic scris, că ar fi sosit mai demult niște leful de legație. Mulți funcționari duc lipsă, așa că trebuie să aduc sălariile, dacă într-adevăr am venit și dacă mă voi mai putea întoarce de acolo. Sunt foarte obosit, fiindcă de aproape 20 de zile, dorm foarte puțin. Totuși, trebuie să-mi fac datoria. Dacă va fi să ne mai vedem, te rog să ai grijă, să nu ne mai vedem, te rog să ai grijă de copii. Sunt mici și împreună cu tine mi-ar fi fost singura bucurie în viață. Seama că viitorul este prea visător, așa că va trebui să-i stimulez mereu energia până când se va maturiza. Pare că-i văd ochii plini de afecțiune, de naivitate și încredere. Silvia este numai temperament, astfel că trebuie să-l strunezi, însă cu răbdare și prudență, ca să nu-i stirbești personalitatea. Dacă nu va suferi după încăduința obătitoare ce o căuta mereu la mine, îmi amintesc de contenit descăpărările lui originale și temătătoare. Diana, deși încă prea crudă, cred că va deveni o domnișoară fără pereche, într-o sex sunt în sub îndurările tale. O aud într-una chemându-mă. Am toată încrederea în tine, așa că dacă mi este scris să-mi sting, să mă sting departe de voi și fără a vă mai putea vedea, mă consolează convingerea că vei ști să-ți împlinești datoria față de copii. Te mai rog să fii îngăduitoare cu mama, atât cât va mai avea de trăit. În legăturile tale cu ceilalți ai mei și ai tăi, te va călăuzi bunul simț și înțelegerea ta. Așa că aș mai dori, atunci când îți va permite împrejurările, să ridici o cruce de marmură lui tata și să-i pui portretul pe ea, făcându-i și o pomană din partea mea. Ei, nu uitați, e foarte mic scris și e scris de mâna. Acestea au fost ultimele lui gânduri în clipa în care credea că pleacă la moarte. Împrejurările au vrut să nu se întâmple așa și ne bucurăm cu toții că lucrurile au luat o destul de bună. Vă mulțumesc!